Românca a făcut furor la săptămâna modei de la New York, deși ajunsă pentru prima oară în fața ochiului critic al elitei mondiale din domeniu. Lorena Sârbu s-a remarcat imediat printre creatorii internaționali și nu vorbim despre orice creator, ci despre cei deja consacrați, precum Tommy Hilfiger sau Marc Jacobs. Într-o atmosferă elegantă, cu lumină difuză, Lorena Sârbu și-a prezentat colecția de toamnă 2012. Hainele ei au avut ca sursă de inspirație moda anilor 80, tema colecției, femeia căreia nu e frică să fie în centrul atenției. Criticii au declarat, rochile româncei originare din Timișoara sunt excelente pentru covorul roșu. Lorena Sârbu a creat mai multe rochii purtate deja de vedetele de la Hollywood la diferite ceremonii. Pe aceeași pasarelă din New York și-a prezentat creațiile cu câteva ore înainte și Tommy Hilfiger. Celebrul creator de modă este convins că din garderoba anului 2012 nu trebuie să ne lipsească trei piese: o manta de lână, o fustă tăiată cu laserul și o bluză de mătase imprimată. Marc Jacobs și-a transportat publicul într-o atmosferă de poveste cu colecția sa inspirată de Alice în Țara Minunilor. Elementul cheie al prezentării au fost pălăriile supradimensionate purtate de modele.